Să sperăm că nu avem nicio problemă și că ne putem întoarce acasă. Practic, noi ne vom întoarce și în interes de serviciu și există această posibilitate, având în vedere că trebuie să reînnoim licențele pentru sezonul viitor. Mă bate gândul să urmărim și câțiva jucători, adică mi-aș dori să, dacă aș mai putea să mai transfer un jucător sau doi români, fiindcă au avut succes aici. După care ne vom întoarce înapoi la muncă, deci numai 12 zile, și cred că n-ar fi nicio problemă, având în vedere că mâine dimineața ni se vor recolta iar teste, se vor face teste. Este al 12-lea test pe care l-am făcut în decurs de o lună și o săptămână. Mai aveți miros, și... mai simțiți nasul după atâtea bețe? Probabil. Da, da, nu avem probleme de genul ăsta, dar ne-am obișnuit acum, e o rutină deja în momentul în care facem. Deci noi, înainte de fiecare joc, cu două etape, fiecare echipă din Turcia este testată înainte cu două zile, deci în ultima lună și jumătate, două luni, în nicio ligă din Turcia n-a mai fost niciun fel. În schimb, la noi deci, este... Da, Turcia este bine, ieri la o populație de aproape 100 de milioane de locuitori au fost găsiți doar 900 de infectați. Și au făcut în jur de 60.000 de teste. Te îngrozește ceea ce vezi în Liga 1? CFR, Dinamo, decimate, Dinamo trimiși toți jucătorii acasă, chiar și cei care au fost negativi nu mai au voie să iasă. Caz și la Craiova. Da, mă îngrozește nu numai ce e în fotbal, mă îngrozește și ceea ce se întâmplă în țară. Adică am fi o părinte, destul de în vârstă, știi cum e, la bătrânețe se apar fel de probleme și stau cu frică. Nu știu că soția și fata sunt în țară, la fel staful meu, suntem fără familie aici toți și eu tot timpul staful meu a fost format din român. Au familiile acasă și inevitabil te duce gândul. Ne documentăm și noi citim, abia așteptăm ora 1 să vedem câte cazuri sunt, în speranța că se vor duce în jos, vor cădea și atunci ești un pic mai liniștit. Dar și implicit fotbalul. Fotbalul are de suferit. Nu știu în continuare ce soluții se puteau găsi, dar eu consider că, virgulă, nu știu, Liga, Federația trebuia să intervine, să ajută cluburile financiar, ca ele să, cel puțin acum când au văzut că apar cazul, să pot fi cantonate. Așa e, și domnule să... Schweitzer, v-ați fi dorit mai mult ajutor din partea forurilor? Da, e adevărat. Bună dimineața, Marius. Bună dimineața. Da. Și felicitări pentru parcurs. Da, și, și vedem, avem un model campionatul Turciei unde nu sunt probleme în ultima lună. Din păcate, la noi ultima lună am avut probleme. Avem la momentul ăsta. Da, la momentul ăsta știm foarte bine. Toți am cerut ajutori de la Ligă, de la Federație, dar știm foarte bine și fotbalul din eșalonul 2, ce probleme are eșalonul 3 în România și știm. Mister, ar trebui bugetul să oprim în acest moment? Să nu. Eu consider că nu trebuie oprit. Ok, dacă văd ceea ce se întâmplă la Dinamo, le înțeleg suferința să joci cu juniori. Cred că avem un exemplu până în Rusia. S-a întâmplat la o echipă unde a fost o diferență enormă de scor. Dar eu consider că trebuie terminat acest campionat și aceasta cred că era soluția. Cluburile ajutate, fiindcă nu mai bagă nimeni, pare așa, în fotbal, să vii cu bani de acasă și să bagi... Și cum continui campionatul? Ce face Dinamo? Da, pierde la masa verde? Pierde cu scoruri astronomice cu juniorii? Nu știu, cred că trebuie găsite date. Eu nu cred că cei care au contactat virusul și care sunt pozitivi în momentul de față vor fi pozitivi după o durată destul de lungă. Nu.
Eu cred că și acest virus, la unii după 7 zile, 10 zile, nu știu, cred că dispare și e adevărat, pierd pregătirea, dar trebuie continuat și închis acest campionat. Adică, nu e normal, tot criteriul sportiv trebuie să primeze, iar celelalte cluburi, cu tot respectul pentru cei de la Dinamo și îmi pare rău, pentru că s-a întâmplat că pentru oricine se poate întâmpla, celelalte cluburi au avut grijă, poate au fost și mai norocoase, dar probabil au făcut bine instructajul și jucătorii au respectat. Dar tu te-ai fi speriat în locul domnului Mulțescu, pentru că na, dânsul și vârsta și sănătatea ar vrea să plece, probabil. Dar oricine, Carmen, s-ar speria, oricine s-ar speria. În momentul în care faci parte dintr-un grup în care ai cazuri pozitive, te gândești că și tu poți fi pozitiv, ceea ce s-a întâmplat cu Petrescu. Deci Petrescu la început am citit, nu era nicio veste că vezi, Doamne, ar fi pozitiv. Da. Și într-un final și Petrescu este pozitiv. Bine, dar Dan Petrescu nu cred că pleacă de la CFR. Speriat. Da, nu știu. Tu dacă ai fi avut 12 cazuri undeva la mijloc, cazuri? Carmen, eu nu pot să spun că este un virus extrem de grav, dar citând și văzând ce se întâmplă cu oameni bătrâni, cu oameni care n-au cu aceste comorbidități și care totuși se ajunge la deces, timp să cred că tot e ok. Dacă stai să citești toate rețelele de socializare, o iei cu capul.